Ascultați Radio România Actualități, iar astăzi între prieteni au venit Paul Ciuci, liderul trupei Compact, și Ionuț John Micu, bateristul acestei formații care de peste 40 de ani de rock dovedesc că muzica bună n-are vârstă și continuă să creeze momente de neuitat pentru iubitorii rockului. Ce fain sună piesa asta. Salutări, la mulți ani. Servus, bine ați venit. Salutări, băieți. Servus, la mulți ani. Ce faceți? Stai să ne adunăm un pic. Facem bine. Am scăpat de... Vă pregătiți de turneu, de concerte. Da, de concertele aniversare, pentru că 40 de ani numai odată servezi, nu? 40 de ani de Fata din vis. 40 de ani de muzică și de spirit compact. Fata asta din vis pare încă tânără, spuneam, după 40 de ani, ca și trupa. Care e secretul acestei tinereți? Paul poate să spună. Eu, când a fost compusă piesa, repet, aveam un cal de lemn și da, mă dădeam prin cartier cu el. Dar ce pot să spun este că mă bucur și sunt onorat că fac parte din această formulă dinamică, cu oameni care vor să dăruiască, și eu cred din tot sufletul că publicul simte chestia asta. Simte vibe-ul nostru, care este pozitiv. Noi ne dăm sufletul pe scenă. Tobele tale, cum sună pe muzica celor de la Compact? Se potrivesc bine, nu? Cum să spun, e o chestie subiectivă, dar... Să spunem că tu n-ai început cu tobele, tu ai început cu acordeonul, nu? Da, te-ai documentat. Da. Și prima tobă? Prima tobă a fost un ciur pe care mi l-a făcut bunicul meu și mi-a întins așa o mușama pe el și am început să bat într-un ciur de făină al bunicii mele. Și... prima mea tobă mare a fost, culmea, cutia de la acordeon. Deci dădeam cu piciorul în cutia de la acordeon. Adio acordeon, deci am pus capăt. Iubitorii muzicii, te știu, tu ai cântat și cu Talisman, Crypton, cu Phoenix, cu Țăndărica. Ai învățat de la cei mai buni? Mă bucur că, cum să spun, l-am avut mentor pe Ovidiu Lipan Țăndărica. Am avut ce să învăț. Și... Am prins așa ceva experiență, să zic, în 40 de ani, eu zic că am ceva experiență. Paul, tu erai mare când el foarte mic. Asta dar zic. Când erai tu foarte mic... Era Moș Crăciun la brada aia. Da. Când erai tu mic, tu cum erai în copilărie? Ce fel de copil erai? Erai așa mai șmecheraș sau mai cu minte? Nu, deloc cu minte. Nu? Șmecheraș încă nu știam cum se vinde chestia asta. Dar nu eram deloc cu minte. Mama a avut, săraca, mult de furcă cu mine, până când am realizat că ea este de fapt stâlpul, cum să zic eu, siguranței mele în viață. Am rămas de mic fără tată, așa că ea a fost și prietena mea cea mai bună, mamă înainte de orice, și a fost și acum este îngerul meu. Așa îmi place să cred că în veșnicia unde este ea acum și în sufletul meu este nemuritoare. Dar cum am fost eu, de la 9 ani, mama să mă scoată din stresul că l-am pierdut pe taică meu. Ți-a luat o chitară. Da, mi-a luat o chitară de la Reghin, pe vremea aia, știi? Multe lucruri nu sunt de spus din perioada aceea, doar că nu existau instructori de chitară, decât în... Și cum ai învățat? În acordaj rusesc, dacă îl mai țin, resisoler la mii. Adică așa prins cu două degete toată chitara. Ori eu când auzeam Beatles pe vremea aceea, nici nu mai țin, 66, 67, cam atunci începuse, nu suna cum trebuia chitara. Și mama o zice, stai că ți-l aduc eu pe unul, bănică din Câmpia Turzii, care cânta la nuntă, să te învețe la chitară, să te mai liniștește un pic. L-a dus pe omul ăla, numai că la săracul, după primele două ore, a plecat, nici nu mai venit niciodată înapoi, că eu nu eram cu... Ce metodă ai folosit? Nu, m-am dus la un tip care era gagicarul șef în cartier, îl chema Tibi, nu mai știu cum, în sfârșit. Acum știu că este călugăr. Dar el cânta la chitară atunci și îmi plăcea foarte mult ce auzeam și vedeam că altfel ține el degetele acolo decât ce mi-a arătat mie bănică. Și m-am dus la el să-l rog să-mi... Hai bă, du-te de aici, bă, mucosule. Nu, așa am plecat, că doar el era înconjurat de gagici acolo, lângă, în cartierul meu, orașul muncitoresc, unde am crescut. Și atunci au zis, mama, lasă copile, dacă vrei să înveți, învață singur. Ușor de spus, dar greu de făcut, de unde să încep. Dar am acordat-o după urechea mea și pe o coardă, pe două corzi, a venit momentul de care se ferește orice chitarist la început, când ți se umflă degetele. Ăla e momentul critic. Dacă ai trecut de ăla, ai botezul făcut. Știu. și mi-a luat o metodă de chitară, Maria Boeru. Cei din generația mea știu că era singura care circula pe vremea aia și acolo am început să învăț, că nu eram eu atât de disciplinat să stau să învăț, dar acordurile importante de acolo. Și așa m-am prins că ăsta e mi major, ăsta e do major, ca poziție, zic, asta căutam. Și după aia a început, Beatles-ul. Și mai târziu i-ai învățat și tu pe alții? L-am învățat pe Tavi Popovici. Dumnezeu să-l odinească, un prieten foarte bun, de o, cum să spun, de o eleganță sufletească fantastică, după care l-am întâlnit pe Leluz Vasilescu, să-l odinească Dumnezeu și pe el, și eu l-am învățat pe Tavi, l-am învățat. Nici eu nu știam foarte bine, i-am arătat niște acorduri, începuse Europa Liberă, trăgeam cu urechea duminica la emisiunile Metronom sau de la 5 și un sfert la 6 lui Cornel Chiriac, înregistram cu un casetofon singur din oraș, atenție, aveam singurul casetofon din oraș, un Philips, mono, și îl puneam și înregistram Europa Liberă și de acolo am învățat Grand Funk, Black Sabbath, că apăruse 70, deja era Paranoid, Cream, Sunshine of Your Love, ce se asculta atunci? Toate astea, le ascultam și eu pe un casetofon grândic la vremea aia. Ionuț, tu înveți pe alții tobe la Constanța, la ai o școală? Da, am vreo 18 elevi. Acum depinde de ei dacă vor să aprofundeze și cine vrea să meargă mai departe. Eu știu sigur că mă dăruiesc fiecăruia cu tot ce știu, dar la ei sunt mingile, la ei în teren. Fiecare cum înțelege să învețe. Hai să, vreau să ascultăm și muzică, pentru că sunt convins că cei care ne ascultă vor să mai audă niște piese de la voi și să ne povestiți despre piesa asta care urmează. Stai puțin, mai întâi să vorbim despre turneu, ca să nu uităm. Nu-i turneu, sunt niște... Două concerte în primul rând în februarie, da? La București pe 5. Pe 5, sala Luceafărul, da? 10 avem la Suceava la Aroc, Art Rock Cafe, da? Și pe 11 avem la Iași, la Casa de Cultura Studenților. Într-un fel, nu-i greșit să spui turneu aniversar 40 de ani, dar este împărțit pe mai multe etape. Da, bine, noi suntem învățați turneu 20 de orașe sau ceva de genul. Acum, din motive de securitate financiară și de să nu zup gâtul, da, îl împarți mai pe perioade mai ușor de acoperit. Mai bine să-l feliezi. Da. Da, și sunteți mai puțin plecați de acasă, pentru că despre asta este și vorba în piesa asta, cu doarea naibii de tare. Și lumea are timp să vină la concerte în weekend. Asta este o chestie esențială. Exact. Aveți un videoclip foarte frumos pentru această piesă. La doarea naibii. Da. Filmat într-o locație foarte de vis, a fost locația pe undeva pe... Jurilovca. Jurilovca, exact. Ceva de genul. Cetatea, nu știu, nu scapă. Dar un loc extraordinar, într-adevăr, o pustietate superbă, dacă pot să spun așa ceva. Ne-am simțit ca și când era decorul nostru, înțelegi? Am avut norocul să-l avem pe Richi Stan, regizor și cel care a creat videoclipul, dar dacă îmi dai voie, bucuria noastră cea mare a fost că doarea naibii de tare a fost înregistrată în această formulă. Noi nu am fost foarte harnici în decursul anilor cu videoclipuri, pentru că n-am vrut să facem compromisuri. Adică așteptam să fie ceva de spus, să merite să faci un videoclip. N-am făcut doar producții să bifăm o activitate. Hai să mai facem un videoclip. Am așteptat momentul potrivit, dacă am avut ceva de spus, am cântat, am rodat piesa în concert, lumea s-a prins și a început să placă, hai să facem un videoclip. Și hai să spunem și componența la Compact, Paul Ciuci, voce și chitară, Ionuț John Micu la tobe, Cătălin Tuță Popescu la clape și Lucian Lucas, Iluț la bas. Sună naibii de bine, aș spune, cântecul acesta despre durere, dar de ce doare, de fapt? Dăm voie să încep un pic mai încolo și să spun la întrebare. Trebuie să spun că aportul foarte mare l-a avut Cătălin Tuță Popescu, care este un foarte, foarte bun clăpar. De fapt, acum, ce trebuie să spun eu ție? Că eu cânt cu oamenii care, după părerea mea, sunt cei mai buni. Aștept pe Cătălin de la VH2 și are atâtea compoziții. Pentru gusturile mele muzicale. Da. Pe John a fost primul pe care am dat telefon, pentru că eu am cântat cu John înainte. După a venit aventura lui cu celelalte trupe, dar pe Cătălin nu-l cunoșteam, mi-a fost recomandat, am vorbit cu el, mi-a plăcut atitudinea lui și cum să spun, priceperea lui în aranjamente, în muzicale. Ce auzi, înregistrarea este făcută de el. Nu-ți mai spun de Lucas, care este la rândul lui un tip absolvent de conservator, foarte bine pregătit și un basist de rock, cum îmi place mie. Dar și apicultor. Oh, da, de acolo ne luăm noi mierea de albină și... Și ne dăm pe corp. Și ne ungeți și pe noi pe suflet cu muzica asta. Dar ne vine de la ideea că noi stăm mai mult în turnee, noi stăm mai mult împreună decât cu... Deci trupa e a doua familie noastră. Cu familia noastră propriu-zisă de acasă. Deci până la urmă succesul doare. Doare când te... Asta-i prețul lui. Da, noi, fiecare din noi am plătit câte ceva și nu intrăm în amănunte, dar doare al naibii de tare când stau lângă tine și tu nu mă vezi. Cam asta era, știi, că se întâmpla să mai venim acasă după 2-3 luni de zile și îți deschide ușa, cum e vorba în bancul ăla. Dumneata, dumneavoastră cine sunteți? Poștașul, era tata copilului, de fapt. Aha, aha, da, 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 da. Dar ce să mai zici, dacă nu te recunoaște copilul, dumneavoastră cine sunteți? Poștașul. Trist, dar este trist și am zis situația. Să punem chestia asta pe muzică. Da, acum bineînțeles că în viața fiecărui artist există momente mai bune, mai grele și aș întreba care a fost cea mai mare șansă pe care ați primit-o, de exemplu la tine, Paul, care a fost cea mai mare oportunitate care ți s-a oferit vreodată în carieră? Eu cred că faptul că Teo Peter și Cămărășan m-au chemat la Compact. Ei m-au chemat, nu știu dacă, nu ne cunoșteam, e clar. El m-a auzit cu Telegraf, ei, vorbesc de Teo ca fiind prezent, Dumnezeu să-l odinească, da, și Costi, da. Eram pe litoral, dar noi eram la Costinești în cadrul unui festival și ei au venit să ne asculte. Atunci erau trupe, No Name, era Holograf, care abia apăruse, noi, care veneam de la Telegraf, și eu plăcut ce am auzit. Noi am luat tot ce au fost premii pe vremea aia și au zis, bă, nu vă interesați din toamnă o colaborare. Asta cred că a fost oportunitatea mea. Am plecat de la Câmpia Turzii, dintr-un loc de altfel generos, nu pot să zic mica, dar totuși am plecat la Cluj, unde altfel era mișcarea rock. Nu uita că era Iuliu Merca acolo, era Cromatic cu Sorin Tudoran, trupe grele de tot. Atmosfera artistică anilor 80 era incredibilă. S-a schimbat publicul, e mai exigent. Cum e acum? Cum vi se pare starea rockului în 2023 în România? Vreau să spun că, și mă repet, de la mine, de la Tobe, eu pot să văd puțin mai relaxat față de Paul, care se mai agită. Nu că și eu m-aș agita, dar văd publicul diferit. Sunt puțin mai sus la Tobă și îl văd altfel. Sunt generații diferite. Sunt tineri, sunt nostalgicii care vin, nostalgicii acelor timpuri și vor să audă Fata din Vis, Cântec pentru prieteni, dar văd la festurile acestea mai nou care se fac, văd tineri foarte mulți care acum descoperă Compact. Și vin și ei să cânte cu voi aceste piese. Da, vreau să spun că... Și știi de ce mă gândesc așa? Pentru că piesele voastre sunt... despre lucruri din viața voastră, piese despre lucruri simple, adevărate, despre dragoste, prietenie, despărțire, împăcare, despre dor. Cum e și piesa pe care o vom asculta pe final. Mai avem doar un minut până îi dăm drumul. E tare dor de tine. De ce ție cel mai dor ție, Paul Ciuci? De rock-ul adevărat. Și să nu mai fie așa o... Muzica asta rock niciodată n-a fost foarte împinsă la... N-a fost oferită tineretului care vine acum să asculte, înțelegi? Rock-ul este totuși o stare de spirit liberă, uneori non-conformistă, dar eu cred că foarte adevărată și are melodie. Rock-ul are melodie. Se cântă de 60-70 de ani. Ionuț, tu ce crezi că... De ce are nevoie un tânăr care aspiră la o carieră în muzică rock? Ce l-ai sfătui? Ce să-l sfătuiesc? Să-și aleagă bine drumul, să știe că atunci când urcă pe scenă nu trebuie să mintă, să înțeleagă că va fi judecat foarte aspru. Publicul este exigent. Eu înclin să cred și încă mai girez publicul că este exigent. Cu toate că este mult fast food muzical. Ce e important pentru un artist să se bucure și de ceea ce face. Asta e bucuria de pe scenă, că se vedea și la voi și o să aibă publicul ocazia să vă vadă din nou. Spuneam, la București pe 5 februarie, la Iași pe 11 februarie și la Suceava, nu? Și la Suceava pe 10 februarie la Art Rock Cafe. Fata din vis, turneul. Mulțumim frumos pentru prezența de astăzi. Mulțumim, Dan, mulțumim, băieți. Ce repede a trecut timpul. Mare bucurie. Mare bucurie să stăm de vorbă cu voi. Mulțumim mult. Mulțumim și noi pentru toate aceste cântece pentru prieteni. Nu e doar unul cântec pentru prieteni, toate cântecele voastre sunt pentru prieteni. Mulțumim mult. Suntem tare recunoscători. Paul Ciuci și Ionuț John Micu de la Compact, între prieteni, astăzi la Radio România Actualități. Mi-e tare dor de tine și ne reauzim și ne revedem cu ei de fiecare dată cu mare drag aici la radio.